Ați revenit așadar la Giurgiu după 2 ani. Vreau să-mi spuneți cum s-a concretizat acest proiect al dumneavoastră și câți giurgiuveni au beneficiat de această acțiune. Bine v-am regăsit. După 20 de luni de implementare, din județul Giurgiu au beneficiat de informare și conștientizare peste 800 de persoane, șomere de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, peste 600 au participat la ședințe de consiliere profesională și aproximativ 500-550 au intrat la cursurile de formare profesională, atât de tip inițiere, cât și de tip calificare. Concret, i-ați ajutat cumva să-și găsească și un loc de muncă după această formare profesională și, de asemenea, puteți să-mi spuneți persoane din ce categorie de vârstă? Persoanele care au participat la activitățile care le-au fost adresate prin acest proiect, atât de consiliere profesională cât și de formare profesională, au reușit să-și găsească locuri de muncă în diverse domenii, la spitale, la cei care au participat la cursurile de calificare și au găsit chiar, deci tehnician în hotelărie și au găsit loc de muncă în hotel. Grupa de vârstă a fost între 18 și 60 de ani. Am avut și o activitate de înființare de noi afaceri. 70 de persoane din județul Giurgiu, adică tot procentul 100% a fost îndeplinit numai pe județul Giurgiu și au înființat noi afaceri, au participat la un concurs în cadrul proiectului, în cadrul căruia a fost acordat și un premiu, 1800 de lei pe deschidere de afacere. Și a propus să aducă un plus de informare, de conștientizare, de să le dăm oamenilor posibilitatea să înțeleagă că dacă ești șomer sau persoană în căutarea unui loc de muncă, nu trebuie să abandonezi dorința de a-ți găsi ceva sau de a face ceva pentru a-ți îndeplini un vis. Mulțumesc. Să fii puțin, te rog. Cum ți-a fost ție de folos acest proiect implementat la Giurgiu? Vreau să-mi spui, să facem puțin cunoștință cine ești și de ce anume ai beneficiat. Bună ziua, mă numesc Marin Mihaela Alina, sunt din Slobozia și proiectul mi-a fost foarte mult de folos. În primul și în primul rând îmi doream o proprie afacere și acum, cu banii obținuți prin acest proiect și concurs, îmi voi deschide afacerea, care va fi bazată în domeniul alimentar, un magazin alimentar îmi doresc. Am închiriat deja spațiul, urmează după sărbători să-l aprovizionez și să sperăm că va fi bine. Și, bineînțeles, voi mai participa cu alți bănuți de la mine. Cum ți se par genul ăsta de proiecte? Nu știu, te așteptai ca la vârsta aceasta să reușești să pui ceva în picioare? Da, deja aveam o microfermă și acum vreau și alt domeniu să progresez, da. Avem mai multe domenii de activitate, mai multe variante, da. Mai mulți bani, să spunem așa. Că toată lumea optează pentru mai mulți bani în ziua de azi. Bravo, am zis că ai primit o sumă destul de frumoșică prin intermediul acestui proiect. Ce ai de gând să faci? Să ne dezvoltăm propria noastră afacere în domeniul agriculturii. Ne ocupam deja cu cultivarea legumelor și fructelor. Am început deja să plantăm câțiva poiezi de zmeură și mure. Și apoi, după sărbători și cu primirea bănuților, vrem să ne extindem și solarii și cultura de căpșuni. De unde sunteți? Din hotelele de Giurgiu. Câți ani ai? Ești singură în toată această idee? Nu, sunt împreună cu soțul meu în proiect. Primind o sumă așa mare de bănuți, vrem să ne extindem cât de mult putem. Și pe domeniu, și cu animalele, și cu fructele, și cu legumele, cât de mult putem să muncim. Soțul meu lucrează de un an, eu sunt casnică de 5 ani și... Se mai face bani din agricultură? Crezi că... Da, cu investiții, da, și cu multă muncă, da. Da. Bravo, mulțumesc frumos. Cum v-a ajutat acest proiect? Bună ziua, mă numesc Giolu Sanda, sunt din Comuna Hotarele, județul Giurgiu. Suntem producători deja de legume și fructe, pe o producție destul de mare și am vrea să facem, în cazul în care fructele, să facem o mini-fabricuță de dulcețuri,
Deja am pregătit și am dat mult stres. Să sperăm că va fi și bine, să sperăm mult mai bine. Câți bani ați primit prin interventul? 2000 de euro. Cum îi veți folosi? Prin achiziționarea, de exemplu, de utilaje pentru a pune fabricuța pe picioare sau, dacă nu, am mulțit producția de zmeură și căpșuni care... Cum ați aflat de proiect? De la un prieten, ne-a spus că se face aceste cursuri și am zis hai să încerc, pentru că orice vârstă, cred că am zis, la orice vârstă îți merită o șansă. Bravo! Nu știu cum e.